Solia sultanului Mahomed! Eu, Mahomed al doilea, fiul lui Murad, trimis al lui Allah pe pământ, domn al domnilor lumii, stăpân al tivelor omenești, rigă al rigilor, împărat de apus și de răsărit, cel ce binevoiește a da tihnă sau război lumii, către Ștefan, beiul de la Moldova. De data aceasta să-mi aduci tu însuți tributul din ultimii doi ani, așa după cum îl aduce domnul Valahiei, ca să putem avea încredere în prietenia ta. Îți poruncesc să-mi deschizi de-ndată porțile cetăților tale de la Marea, Chilia și Cetatea Albă. Te povățuim totodată să te desfaci de sfaturile vecinilor tăi, ale papei de la Roma și ale venețienilor, și îți va fi ție bine pe pământ. Altfel, să nu faci, căci mila noastră e adiere de primăvară, dar supărarea volbură a furtunii. Cunoaștem puterea împărăției otomane. Știm că o țară mică poate părea o pradă ușoară pentru oștile preamăritului sultan. Noi însă îl rugăm pe măria sa să ne lase să trăim în tihnă aici, în acest colț de lume, unde neamul nostru românesc a prins rădăcini adânci ca și codrii de stânjari. Nu suntem datori nimănui și n-am prigonit niciodată pe nimeni! Vrem să trăim în bună înțelegere cu vecinii care ne-a dat Dumnezeu, cât și cu celelalte țări mai depărtate. Bucuroși am fi ca solii și neguțătorii noștri să ajungă și la înalta poartă, așa cum umblă acum pe la curțile principilor creștini. Mie nu-mi plac războaiele. Am luptat însă ori de câte ori neatârnarea și hotarele țării mele au fost amenințate. Iar dacă va fi nevoie, vom ști să ne apărăm și împotriva oștilor care au cucerit Constantinopolul.